Despre stilul vestimentar abordat de bărbați ai spus așa. Pentru mine, un bărbat îmbrăcat civilizat, adică banal pentru majoritatea, este mult mai sofisticat decât unul care afișează cele mai cool elemente ale momentului. Ai întocmit chiar și un decalog cu lucrurile pe care un bărbat nu ar trebui să le facă, după părerea ta. Amintesc câteva dintre acestea. Nu te pensa într-o manieră evidentă, nu te bronza la solar, nu încerca să ascunzi faptul că încărunțești, vopsindu-ți părul, evită hainele care sunt la mod, dar care nu au nicio legătură cu imaginea ta, iar dacă ai o structură atletică, renunță să mai porți blazere și sacouri prea strâmte. Urmează întrebarea. Cărui bărbat din România i-ai da bravo ai stil? Uite că nu m-am gândit niciodată la chestia asta, e o întrebare destul de grea. Din punct de vedere vestimentar, strict din punct de vedere vestimentar... Din punct de vedere al stilului. Din punct de vedere al stilului. Lui Emil Hurezeanu. Wow! Da. Wow! Da. Emil Hurezeanu este personajul care, cred, la ora actuală, cel puțin pe mine, mă fascinează. Îmi place să-l urmăresc, mi se pare că are un umor teribil. Mă face să râd și asta e o chestie foarte importantă pentru mine. Arată așa cum ar trebui să arate un bărbat de vârsta lui, cu preocupările lui. Îi se citește pe față absolut tot ce a trăit, tot ce trăiește. Are un tip de eleganță interbelică pe care o găsesc seducătoare. Și atunci, da, cred că Emil Hurezeanu este câștigătorul. Wow! Bine! Mulțumesc! Mergem cu prima întrebare roșie. În urmă cu mulți ani, ai uimit cu apariția ta la un eveniment monden, o ipostază care a fost catalogată atunci de presă ca fiind una bizară. Purtai jachetă, jeans și erai încălțat cu o pereche de sandale cu toc înalt, în plus aveai pedicura făcută și unghiile date cu ojă neagră. Această apariție a fost îndelung comentată în presă, iar tu ai replicat, te citez, este o poză nereușițică. Și mă doare sufletul că în online, pe Google, a ajuns cea mai nereușițică poză cu mine pe tocuri. A fost o caterincă. Urmează întrebarea roșie. Ai făcut pe tocuri primul pas spre celebritate? Nu, bineînțeles că nu. Eram în parcare cu niște prieteni care, mă rog, parcau, da? Mergeam la un eveniment, o altă prietenă își deschidea un concept store, al doilea concept store din București, și pentru că existau în portbagaj aceste sandale pe care eu urma să îi le dau unui coregraf care avea un spectacol la Centrul Național al Dansului, am zis că de ce să nu fac această apariție, așa un impromptu, mai cu seamă că eram doar între noi și nu știu ce, și iată că s-a nimerit să fie cineva acolo și să fac o fotografie. De altfel, n-am nicio problemă cu a purta tocuri, să nu uităm că 2 ani de zile consecutiv, asta nu cred că ai găsit, am fost Miss Travesti România. Nu. N-ai găsit aceste informații, nu cred că le-ai găsit, da. Premiul l-am primit la momentul ăla de la Catinca Roman, dacă nu mă înșel, da, care a fost în juriu alături de dumneavoastră să-l ierte Andrei Gheorghe. Da. Deci n-am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc., etc., etc. Da. Dar asta, punctual, dacă ne referim la această imagine pe care ai găsit-o, a plecat, da, strict de la o caterincă, istoria acelor tocuri uitate într-un portbagaj care au ajuns în picioarele mele. Bine, Moris, mulțumesc. Continuăm. Ai devenit foarte cunoscut în 2016 ca jurat al emisiunii Bravo ai Stil. Spuneai atunci că show-ul are și un impact educațional asupra telespectatorilor, care pot culege din el informații atât despre modă cât și despre styling. Totuși, show-ul a atras publicul nu doar prin ținutele și stilul concurentelor, dar și prin elementele de scandal, despre care tu susții că sunt vitale pentru un astfel de format. Te citez. Nu poți face un reality show dacă nu există acest factor de contră, factorul inedit, dacă fetele nu se iau și la harță. Este o ipocrizie să nu recunoaștem că este nevoie și de patos, de o chestiune care să te țină activ. Pe lângă momentele de ceartă dintre concurente, pe parcursul celor 7 ediții, nu puține au fost și confruntările dintre tine și participantele la Bravo ai Stil. Chiar au existat momente în care replicile tale acide le-au făcut pe unele dintre ele să plângă. Urmează întrebarea. Ești arțăgos doar de dragul audiențelor? Dar nu cred că sunt arțăgos, adică nu m-am perceput niciodată ca fiind o fire arțăgoasă. În dialogul firesc, aș spune eu, care s-a născut între mine și
anumite concurente care s-au perindat pe acolo în atâtea sezoane de Bravo Ice Steel. Chestia asta a venit la fel de firesc, la fel cum s-a născut și dialogul. Fără să-mi propun sau fără să am în minte o chestiune din asta dark, nu știu, care să vină ca o ghiulea către interlocutor. Nu, departe de mine, nu. Nu mă percep ca o fire arțăgoasă. Chiar nu. Sunt un pacifist, totuși. M-ar plăcea să cred. Și poate un pic, foarte, foarte puțin, dictatorial. Deci un pacifist dictatorial. Da, e un paradox. Non arțăgoasă. Un paradox categoric. Atunci să spunem că dacă e un paradox și mi-asum paradoxul. Bine, continuăm. Te-ai născut în 1978, în București. Și în ciuda perioadei comuniste, ai spus că ai avut o copilărie fericită din care nu ți-a lipsit nimic. Ai povestit așa. Îmi aduc aminte de niște vacanțe superbe, de niște petreceri superbe în casă. Ai mei erau niște oameni care ieșeau foarte mult, cărora le plăcea să petreacă, să se întâlnească cu prieteni. Călătoream destul de mult. Un singur lucru, i-ai reproșat mamei tale la un moment dat, te citez, a fost overprotective și m-a crescut într-un glob de sticlă. De la cum mă îmbrăca, la cum mi se ascundea realitatea din jur, mai târziu globul s-a spart. L-am spart chiar eu și amândoi am suferit. Vreau să știu ce te-a șocat cel mai mult din realitatea care ți-a fost ascunsă până atunci. Urmează întrebarea. Când ai realizat că lumea creată de mama era doar o iluzie? M-am simțit în permanență un pic ca în The Hours, în ceea ce privește legătura dintre mine și mama, pe care o ador și o ador într-un fel, nu știu, n-aș vrea să folosesc un cuvânt prea greu, într-un fel total. Și în momentul în care mi-am dat seama că acest lucru mă urmărește și că acțiunile mele, absolut tot ce fac, deciziile pe care le iau, toate lucrurile care au legătură cu viața mea, de fapt au legătură cu ea, atunci m-am hotărât să mă desprind un pic, dar fără să reușesc să fac asta niciodată și nici acum n-am reușit să fac asta, pentru că vorbim de cel puțin 4-5 ori pe zi la telefon. Și m-am împăcat cu faptul că această legătură dintre noi va fi în permanență așa cum a fost și până acum. Așa. Și nu există un alt fel de a ne raporta unul la celălalt. E o legătură pe viață. Întrebarea mea a fost când ai realizat că... La 16 ani. La 16 ani, când am început să ies, când mă îndrăgostisem foarte tare de cineva care îmi trimitea scrisori, nu știam unde să ascund scrisorile, le-a găsit tata la un moment dat ascunse în camera mea, sub saltea, și atunci am realizat că relația mea cu ei, ea fiind foarte caldă, el fiind foarte autoritar, dar mă iubea enorm, mă diviniza, dar avea un fel mai particular de a arăta acest lucru, pentru că era o persoană foarte dură și cu foarte, foarte multă răspundere pe umerii lui. E, atunci am realizat că trebuie să fac eu ceva și să mă desprind un pic de acest cucun. Nu știu cât am reușit, eu cred că am reușit. Mulțumesc! Ai povestit că de sărbători mama se îmbrăca elegant, se parfuma, iar tata îți făcea cadouri care nu se găseau la vremea aceea în magazine. Te citez. Aveam 5 ani și tata instalase lângă brad o machetă foarte mare pe care era un trenuleț, soldați, poduri. A fost efectiv o magie. Casa era plină, erau mese peste mese, se asculta Frank Sinatra și nu lipsea din Martin cu White Christmas. Știu că mama ta a lucrat în Comitetul Central, iar tatăl tău în aviație și... Remarc faptul că sărbătorile copilăriei tale semănau mai degrabă cu capitalismul exuberant și nu aveau prea mare legătură cu comunismul sărăcăcios și gri în care trăiau românii. Și chiar dacă nu te identifici deloc cu acea perioadă, ai prins cu siguranță anii de șoim al patriei. Vreau să știu cum ți se păreau uniformele acelei perioade și dacă îți plăcea combinația de culori roșu, portocaliu și albastru. Urmează întrebarea. Ai fost un privilegiat al epocii de aur? Nu știu ce înseamnă asta. Îmi spunea o prietenă la un moment dat, în urma unui material pe care l-am scris pentru Dilema Veche, recent, că sună a nomenclaturism ce se întâmpla acolo, departe de acest lucru.
Nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea ca fiind asociate, afiliate acestei zone. Tata nu a lucrat neapărat în aviație, a lucrat la vamă. Asta e o mică corecție pe care simțeam nevoia să o fac. A fost unul dintre stâlpii sistemului vamal din România. Și-a dedicat viața, practic, dacă vrei, acestei instituții. Da, mi-aduc aminte de toate momentele alea. Cred că am fost un norocos, adică nu, cu siguranță am fost un norocos, pentru că, practic, n-am văzut comunismul, n-am mirosit comunismul, n-am simțit comunismul în formula lui cruntă, sinistră. Citeam la câțiva ani după ce a picat regimul, citeam pe Sol Bellow cu Iarna Decanului, un roman superb care se referă la acea perioadă sinistră, gri. El a fost căsătorit cu fica lui Palade și a venit în România prin 70 și ceva. În urma experienței a scris acest roman. Uite, vezi ce se întâmplă acolo? Eu n-am trăit, n-am simțit, n-am mirosit. Mi-aduc aminte doar de mama, care era în permanență înconjurată de valuri de l'air du temps și de zâmbetul ei perfect și cam atât. Adică, da, am fost un copil fericit, un copil norocos. Mulțumesc!